Mă bucur că suntem din nou la un episod legat de pildele Domnului Hristos, de declarațiile Lui din Evanghelii legate de împărăția Lui Dumnezeu. Toate acestea sunt sub această etichetă, cred că ai observat, împărăția cerului se aseamănă cu. Da. Domnul Hristos încearcă să aducă pentru mintea omenească, în limbajul omenesc, anumite ipostaze ale împărăției legate de lucruri pe care oamenii le cunosc. Și ele trebuie înțelese folosind imaginile omenești la nivelul acela la care l-a intenționat Hristos. Astăzi vreau să vorbim despre nunta Fiului de Împărat. Cineva spunea despre această pildă că este de cel mai înalt interes pentru noi ca popor. Cine a spus asta? Ellen White, sub inspirație, Ellen White. evident. Okay. Ei scria lui Smith din Australia, scria în America și încerca să-l ajute că Pildele acestea ale Domnului Hristos, dar în special aceasta cu nunta și aceea cu cele 10 fecioare, sunt de cel mai înalt interes pentru noi ca popor, adică ne privesc pe noi. Au legătură cu noi. Nu sunt niște învățături generale ale creștinismului, așa despre ce a spus Hristos despre împărăție. Sunt de cel mai înalt interes pentru noi. Și eu vreau să aduc astăzi discuția aceasta de ce Nunta aceasta a fiului de împărat este de cel mai înalt interes pentru această generație. Pentru noi. E foarte interesant pentru că eu am învățat prin această pildă că o parte l-au primit pe Isus în viața lor, a fost trimis de Dumnezeu, o parte l-a primit, alții nu l-au primit. Și cam atât. E mai mult decât atât. Hai să citim pilda. Ok, și începem. Împărăția cerurilor se asemănă cu un împărat care a făcut nunta fiului său. A trimis pe robi să-i să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei nu au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: spune -și celor poftiți: Iată că am gătit o spățul meu. Juncii și vitele mele, cele îngrășate, au fost tăiate. Toate sunt gata. Veniți la nuntă. De aici luăm noi expresia totul este gata, poftiți la nuntă. <sus> da? Împăratul Cerului a hotărât că pe planeta Pământ se vor rezolva problemele după sistemul universal prin care Dumnezeu menține viața în univers, locuind în fiecare făptură creată, de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Asta este căsătoria. Declarația inspirată chiar așa sună. Căsătoria reprezintă unirea dintre omenesc și divin. Asta este modul lui Dumnezeu de a oferi nemurirea făpturilor create. Vreți să trăiți veșnic? Vreți să vă bucurați de neprihănire? Vreți să aveți viață din belșug, cum spuneți voi? singura soluție este să scriu legea mea în mintea și inima voastră. Și când prin eremia Domnul a vorbit așa, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră, mie îmi sună exact ce se întâmplă astăzi cu tehnologia informației. Hmm. Cum obținem noi o unealtă de lucru? Da? Fie că este portabilă, fie că este pentru birou, cum, cum funcționează ea? Cum este făcută să meargă? Are componente? Și are un sistem de operare care spune fiecare componente ce are de făcut. Ok? Corect. Asta e legea. Da. În calculatoarele noastre este scrisă o lege. Fie că se numește Windows, fie că se numește macOS sau altfel. Unix sau altfel. Există o lege scrisă. Fără această lege scrisă nu face doi bani jucăria noastră. Deci noi acum avem o lege scrisă noi? Nu, acum avem legea păcatului și a morții, nu a lui Dumnezeu. Ok. Deci avem o lege, dar e legea păcatului avem. și a morții. Și asta ne ucide. Deci această lege a păcatului și a morții despre care vorbește Pavel în Roman 7, nu este capabilă să ne mențină în viață. Este o, o soluție de un, un bandaj peste o rană gravă, să nu se vadă. Un demo. Da. Nu funcționează. Ne duce la mormânt pe toți. Adică, bun, așa cum ai zis tu, o perioadă scurtă merge, da, după aceea la revedere. Și noi am fost obișnuiți și ni s-a spus că e, e ok, asta e viața. Da. Așa e bine, asta. Da. Murim și după aceea poate mergem în cer, poate o să meargă în iad, vedem noi, dar cam asta e viața. Nu, nu e asta viața. Asta este o bătaie de joc. Viața s-a pierdut în Eden. Și ea trebuie recuperată. Și în Apocalips 19 Dumnezeu vorbește despre recuperarea acestei vieți. Prin această nuntă, prin această unire. Exact, exact. Eu am avut impresia constant că această nuntă se referă la faptul că eu l-am ales pe Iisus Hristos în viața mea și pentru că l-am ales în viața mea, el va trăi prin mine, dar nu prea înțelegeam acest trăit prin mine, ci efectiv noi ne vom uni cu el așa cum eu mă duc acasă la familia mea și m-am unit cu ei după o multă perioadă pe care, în care nu m-am mai întâlnit cu ei. Cam așa vedeam eu lucrurile. Iar acum când ai spus că Elenoit a declarat că nunta reprezintă unirea omenescului cu divină, cu divinul schimbă total lucrurile, pentru că practic îți arată că tu trebuie să primești ceva din partea cuiva și... Acel lucru nu-l ai. Acel lucru nu-l ai, da. Păi, asta este chestiunea. De asta spune și martorul credincios. Tu spui că ești bogat, că te-ai îmbogățit și că nu duci lipsă de nimic, dar eu spun că nu e așa. Nu ai aceste lucruri despre care spui că le ai. Asta este tragedia Îngerului Bisericii la Odisee. Îngerul este expresia biblică despre conducătorii bisericilor. Uh -huh. Și Domnul spune, nu aveți aceste lucruri. Când spune Îngerului Bisericii la Odisee, ești los nenorocit, sărac, corp și gol, el vrea să spună așa, ceea ce crezi tu că ai primit la botez, nu ai primit. Nu ai primit nici haina neprihănirii lui Hristos, nu ai primit nici aurul credinței și dragostei care lucrează și curăță sufletul, nu ai primit nici Duhul Sfânt Cerească. Dar cine ar face asemenea corelație când nimeni nu s-ar gândi la așa ceva? Asta spune Martorul Credincios. Noi îl luăm pe cuvânt. Da. Și nu doar că îl luăm pe cuvânt, că dacă l-ar trebui să-l luăm pe cuvânt, dar am vedea că realitatea este alta, atunci am zice, am înțeles noi greșit scriptura. Dar noi constatăm că realitatea este exact asta, la milimetru. La milimetru. Ai pretenția că ești ceva, dar nu ești. Se, nu se vede concret ceea ce pretinzi că ești. Și, și speri că ești. Acum, nici îngerul și la Odicea, în străfundul inimii lui, nu crede că el e ce trebuie. Dar zice, sperăm că aș dorul Domnului, că mâine o să fim. Da, că mâine o să fim. Da, o să fim. Bine. Domnul e cu noi, ne sprijină, ne întărește. Domnul spune, nu pot să vă întăresc pe calea asta. Eu vreau să vă dau aceste lucruri prin unirea omenescului cu Divinul. Așa cum Hristos a avut neprihănirea autentică datorită faptului că Tatăl locuiește în mine, cum spunea El, tot așa se întâmplă și cu noi astăzi. Aceasta este nunta. Aceasta este ce-a făcut Împăratul. Și de asta ne cheamă pe toți. A venit momentul nunții. Vă rog frumos să veniți. Vă aștept. Nu mai este nimic de făcut. Nu pot să fac nimic în plus față de ce am făcut. V-am adus... Soluția? Vă spun și v-am demonstrat în Hristos posibilitatea, concret, realizată, practic? Ce vreți mai mult? Nu? Ca și uh, noi spunem despre Hristos că este un prototip al familiei um umane recuperate de Dumnezeu. Bun, v-am arătat prototipul, l-am pus în față. Acceptat sau nu să trecem la producție de serie? Asta a făcut Împăratul nostru aici. Și uh, când spune tot este gata. Domnul vrea să spună așa, nici din partea voastră nu mai e nimic de făcut. Hmm. Adică nu aștept mâine, poi mâine, o stare de, de desăvârșire euh, superioară pe care până acum n-ați mirosit-o. Hai de mine! Nu! Din punctul meu de vedere, nu e nimic de făcut, nici de la voi, nici de la mine. Veniți la nunt! Atât doar acceptați? Absolut! Simplu hmm. pentru orice om, oricât de redus ar fi el. Și pentru savantul de renume mondial. Și ce spunem noi? Nu? Vreau eu să continui. Dar mă gândesc de unde, de unde vine eroarea asta? Ce nu s-a înțeles? Ce, ce s-a preluat și s-a gândit greșit, astfel încât noi să ajungem să credem că noi trebuie să facem ceva? Un creștinism fals, moștenit de la Simon Magul. Asta ne-a adus aici. Creștinismul, când a apostaziat, a preluat învățătura despre aceste realități de la Simon Magul, nu de la Simon Petru. Simon Magul a fost la Roma și a convins pe toată lumea că el este profetul autentic și omul care face minuni în numele lui Dumnezeu. Și toți preoții păgâni au trecut de partea lui. Și au zis, suntem creștini. Deci din cauza unei istorii pe care cred că 90% din oameni nu o cunosc, da. suntem aici. Adevărat. Iar Domnul a făcut tot ce se putea face în toți acești ani să ne atragă atenția că nu este așa. Și primul pas major l-a făcut prin Luther. I-a scos din nebunia sacramentelor și le-a pus pe tavă întrebățirea prin credință, care era lucrarea lui Hristos din acea perioadă, până în 1844. Și mulți dintre ei au acceptat cu bucurie. Eu m-aș bucura să văd în Biserica Adventistă astăzi oameni acceptând neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea tot la fel de entuziasm cum protestanții au acceptat îndreptățirea prin credință adusă de Martin Luther față de teoriile seci și goale pe care le credeau ei. Și totuși, teorii care erau susținute de un, un aparat administrativ formidabil. Da. Biserica, din timpul lor, strivea societatea pur și simplu. Deci nu era așa o mică influență strivea societatea la modul cel mai concret. Bine, nu știu dacă noi suntem în condiția asta să strivim societatea. Păi nu, acum nu. Dar vreau să spun, oamenii aia, totuși din această stare de, de, asuprire maximă au reușit să facă pasul înainte. Da, da, corect. Iar noi nu suntem în constrângerea aia. Ne-ar fi mult mai ușor, deci. Da. Ar fi mult mai ușor pentru noi să acceptăm soluția aceasta simplă împotriva uh, acuzațiilor și a țipetelor îngerului bisericii la Odiceea. Și totuși nu se întâmplă. Asta este tragedia. Acum, partea următoare este interesantă. I-a invitat pe toți la nuntă, a trimis alți robi și alți robi și spune așa, versetul 5, Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Hmm. Da? fără să le pese de poftirea lui. E posibil așa ceva? Că, Domnul Hristos nu vorbea aici de împărat de nuntă și de holde. Era o pildă, da? Despre realitățile din împărăția lui. E posibil? Oare eu să aștept să mă cheme Dumnezeu și eu să-i zic că nu vreau să vin? Uh -huh, da. Uite realitatea. Asta s-a întâmplat de secole. Deci nu e doar o realitate a timpului nostru. De secole Biserica lui Hristos răspunde în felul ăsta la invitația de nuntă. De secole. Asta e tragedia umană. Asta este forța formidabilă a nelegiuirii, deghizată în neprihănire. Noi, în Biserica Creștină, am avut o formă de nelegiuire, deghizată, foarte elegant și frumos, în neprihănire și în sfințenie. Da. Și oamenii au fost păcăliți. De asta îi se reproșează Babilonului cel Mare că a măgit pe oameni și a făcut comerț cu sufletele lor. Și cine e Babilonul cel Mare, noi? Biserica Creștină apostaziată. Este Babilonul cel Mare. Da. A ajuns o locuință oricărei păsări necurate și urâte, spune Apocalipsa. Nu. Toți au făcut la fel. Fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Și acum, interesant, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Noi zicem, s-au dus pentru că au fost atrași de lume, în sensul ăsta, s-au dus în lume. Nu s-au dus în lume. Da, da, da. Nu. Nu, ei lucrau în biserică, erau membri bisericii. Invitații de onoare a împăratului sunt conducătorii bisericii, în primul rând. Oamenii de frunte a acestui popor sau a acelui popor. Cum s-au dus la holda și negustoria lui? Păi, pe a Evangheliei. Nu acolo operează ei, nu acolo lucrează. Corect. De deci ce îi spun, nu ne interesează această unire dintre oman și divin, că noi avem responsabilități în poporul ăsta, avem treabă, avem de muncă. Noi trebuie să întreținem acest popor, să-i cununăm, să-i îngropăm, să le binecuvântăm copiii, să avem grijă de ei să nu ia rasna doctrinal, să avem grijă să vină cu bănuții aici. Păi, asta e muncă. Nu? Asta este holda noastră. E interesant faptul că eu am învățat că această pildă se aplică oamenilor din afară. Hmm. Nici cum în biserica noastră. Hmm. E pentru prima dată când aud. Pilda aceasta aplicată în biserica noastră. Întotdeauna s-a aplicat în afară, adică noi suntem cei care ne ducem să-i chemăm uh -huh. și nu vor să vină, nu vor să respecte Sabbatul, nu vor să-l primească pe Isus, spun că interesează alte lucruri și le place jobul lor și să trăiască pe pământul ăsta. Și, practic, așa l-au respins pe Isus. Uh -huh. Dar să ni se aplice nouă, ca și popor? Exclusiv pentru poporul lui Dumnezeu este făcută. Dumnezeu, Împăratul nu cheamă pe străini la nunta lui, cheamă pe prieteni. Nu cheamă pe străini? Prietenii, prietenii lui, poporul lui. Păi Hristos a spus, am veni, a venit la Aisei și Aisei nu l au primit. Ei erau în principal obiectul acestei pilde în, în prima instanță. Generația în viața poporului. Domnul Hristos nu vorbește aici de romani. Da. Nu spune așa, voi, evrei, v-ați dus la ei, v-ați făcut datoria, dar nu vorbau ăștia scăpoși la cap, ăștia cu războaiele lor, cu, cu <laughs> imperiul lor, cu uh, vestalele lor, n au ei timp de prostiile voastre. Nu, asta era realitatea. Poporul acela l-a respins pe Hristos și n-a vrut nunta mielului. Și cum de înțelegem noi în ziua de astăzi, așa cum au înțeles și evrei, că problema nu este la ei, ci e la cei din afară, că noi avem adevărul, că noi suntem bine, dar problema este la ceilalți, că ei nu înțeleg, ei nu vor să vină, e o problemă. Tocmai de aceea ne dorim noi atât de mult să aducem oameni în interior în biserică, să-i corectăm, să le aducem sabatul corect, să le aducem credința lui Isus, pentru că din cauza lor nu putem să ajungem și noi în cer. Asta provine din orbire la odiceană. Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Nu vezi realitatea, tu, tu o proiectezi asupra celorlalți. Tu, pentru că ești membru al acestei biserici, ești ok, ești bine, că asta e poporul lui Dumnezeu, și acum tu ai treabă cu ceilalți. Dar vine împăratul și zice, nu, cu voi am treabă, la odiceia, cu voi am treabă, nu, am treabă cu ceilalți. Eu vreau să obțin din, din mijlocul vostru, sau cu voi, cu toți vreau să fac. Adică, domnul nu spune, eu vreau să aleg o elită dintre voi. Nu, aș vrea cu toți să fac. Dar voi nu vreți. Și atunci sper și eu că măcar o parte dintre voi da. să fac cu voi ce am promis în Ezechiel 36. Asta vreau să fac. Și apoi omenirea cu, uh, va avea șansa secolelor să înțeleagă realitatea clară dintre... Asta e în al treilea. Da? Diferența dintre Bal și Hristos. Asta, fa... Asta, spune și îngerul din Apocalipsa 14. Da? Alegeți cui vreți să slujiți, de o parte sau de alta. Dacă vă închinați balaurului, fiarei, dacă vă închinați lui Dumnezeu. Omenirea nu știe să facă alegerea asta, pentru că este păcălită și mințită la greu. n are nicio șansă. Absolut. Nici are ce să vadă, cum să vadă. Absolut că -are. Dacă noi nu vedem, hai de mine. Exact. Și atunci Domnul zice, eu sunt îndurător cu acești oameni. Nu au nicio vină. Nu știu să deosebească dreapta de stânga lor. Da. Dumnezeu privește la lumea aceasta cu dragostea cu care privea la Ninive. Hm. Aceea era o cetate destrăbălată și care nu avea niciun interes de neprihănire. Hm. Era un ciocan de fier care spulbera tot în stânga și în dreapta. Și Domnul privea cu milă și cu răbdare. Dar cu biserica lui nu așa stau lucrurile. Împotriva lor are cuvinte de gravă acuzare. Voi vă împotrivi soluției mele și eu nu pot să-mi ajut pe scumpii mei oameni, pe scumpul meu popor de pe planeta asta. Nu pot să îi aduc la o înțelegere ca să poată face o alegere hotărâtă. Și atunci, insistă. Vă rog încă o dată, trimite alți robi și alți robi și alți robi. Și interesant, și versetul 6 continuă. Ceilalți, că vorbește despre unii, că au plecat, unul la holda lui, unul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Observ? Noi vedem astăzi această realitate crudă în toată istoria și în special în poporul nostru. Ori de câte ori cineva vine și aduce ca soluție finală pentru acest popor unirea dintre uman și divin sau nunta mielului, imediat reacția este aceasta. Baci o cură, bătaie și omor. De ce e reacția asta? Pentru că nu vor să piardă via. Ei vor să păstreze via Domnului în felul ăsta. Chiar crezi că ei simt că pierd via? Da. Din cauza asta? Da, categoric. Pentru că în momentul în care are loc nunta s-a terminat cu ei ca denominație, ca popor, ca uh, sistem administrativ și așa mai departe. Totul este spulberat. Și interesant, este spulberat nu numai sistemul, toți oamenii care l-au sprijinit și l-au susținut. Asta e încurcătura și teama lor. Că nu reușesc să înțeleagă că Domnul are ceva mai bun. Și că rezolvă problema infinit mai bine decât pot să o facă ei. Pentru că ei cred că deja există o soluție. Mm -hmm. Și o au, Ei o au și o și predică. Au. Și o predică, da. Mm -hmm. Da. Și de asta Domnul răspunde. Bine, ei, nu noi. Știi. Că și eu da, fac toți. Parte. Că toți am făcut asta. Și da. eu am fost la fel. Da, credeam că noi avem ceva de spus lumii. Nu, Domnul are ceva de spus nou. Și când va rezolva problema noi, are ceva de spus lumii. Mai de mine și noi suntem atât de acaparați să spunem noi ceva lumii. mhm. Mm mm -hmm. Exact. Da. Hai să continuăm. Ok. Următorul verset, versetul 7, spune: Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis soștile sale, a nimicit pe ucigașii aceea și le-a ars cetatea. Mm. Da, sigur. Era forma lui de a spune: Îmi pare rău, sunt obligat să mă despart de voi, să vă las în nebunia voastră. Și asta duce la moarte, Sigură, moartea a doua. Da. pentru toți cei care refuză nunta. E gravisim aici. Ce vrea să spună domnul? Prieteni, singura soluție prin care vă pot vindeca este Marea Zia Ispășirii. Unirea omenescului cu Divinul. Nimic din, din altceva nu merge, nu funcționează. Nu va da niciun fel de rezultat. Pot eu să mă pliez pe dorințele, speranțele voastre cât vreți. Nu va ieși nimic. Și v-am demonstrat că am avut răbdare 2000 de ani și n-ați vrut să acceptați soluția mea. Ați rezolvat problema? S-a făcut ceva? Că voi toți vă lăudați, o, cu puterea Domnului lucrăm. Domnul ne dă puterea, nu ea noastră, nu biruim noi prin puterea noastră. Cu puterea asta dată de Domnul, așa cum credeți voi, s-a rezolvat ceva pe planeta Pământ? Confuzie, ceartă, nebunie, până când oamenii din lume au ajuns la disperare cu guvernele lor? Adică nu mai au încredere în președinte, nu mai au încredere în uh, instituțiile statului, nu mai au încredere unii în alții nu a existat pe planeta Pământ o asemenea stare de nemulțumire și de confuzie și de ceartă. Neînțelegeri între națiuni, amenințări, fiecare se înarmează până în dinți. De ce? Pentru că nu a dat rezultate ceea ce a sperat voi că o să fie. Și că duceți voi Evanghelia până la capătul Pământului. Nu ați dus nimic. Mi-ați pângărit numele printre neamuri. Și de aceea oamenii ăștia acum nu mai știe și orbecăie. Că voi i-ați dus în eroare. Soluția mea este foarte simplă, elegantă și îi îmbrățișează pe toți. Pentru că nu am de-a face aici cu niște sfinți de la mănăstire, nu pe ăștia îi, îi iubesc eu. Eu iubesc pe toți păcătoșii de pe planeta Pământ, în frunte cu oameni și, și desfănatele. Ce, ce veste liberatoare! Și mă gândesc la atâția oameni care au părăsit Biserica pentru că și-au dat seama că nu pot să facă față standardelor și povara asupra lor era prea mare sau n-au înțeles-o, nu li s-a părut nimic atrăgător. Iar, iar unii au părăsit-o nu pentru că au constatat că nu pot face față standardelor, ci că nimeni nu le respectă și nu ajunge la standard. Corect, că de aia se tot vorbește despre ipocrizie. Exact, și... da. Sunt unii care, da, unii într-adevăr au făcut eforturi mari, au constatat că ei nu pot și se gândesc așa. Poate uneori putea, nu știu, dar nu e de mine. Eu am plecat, salut. Nu m-a arăt, mă chinui că am constatat că nu se poate. Și da. eu chiar am cunoscut persoane, m-au sunat că și mi-au spus lucrul ăsta. Iar o altă categorie sunt care constată că nimeni nu respectă standardele și că toți se zbat să nu se vadă, să nu se aude ce fac. Aici e bătălia. Sau, dacă s-a auzit despre un lucru și persoana respectivă ar trebui cenzurată, persoana respectivă, pentru că este cu autoritate sau cu bani mulți, aranjează cumva cu pastorul, cu comitetul și să fie așa o formă mai... să ne înspălăm pe mâini. Sau în cazuri disperate, metoda foarte eficientă este asta vă rugăm, frate, faceți-vă o scrisoare de retragere din biserică și în acest moment biserica nu mai trebuie să discute ce ați făcut, deci nu se va afla ce ați făcut, ce... sau nu se va discuta public, chiar dacă se știe aici pe acolo așa. Noastră vă retrageți și omul să retrage, să face scrisoarea, nu se mai discută nimic, asta e politica. În momentul când cineva își face scrisoarea de retragere, comunitatea nu trebuie să discute care sunt motivele pentru care s-a retras. Omul spune, nu mai vreau să fiu membru. Și atunci nu trebuie discutat. Da. Și omul se retrage, și peste șase luni sau un an este reprimit. Și s-a trecut frumos peste prostia și nebunia lui, fără niciun fel de deranj. Da, asta se practică chiar și pe mine. Atunci când m-au exclus, asta mi-au cerut. Să-mi fac o scrisoare de retragere. Și am spus, nu, eu nu vreau să mă retrag din acest popor. Eu sunt membru al acestui popor și vreau să stau aici. Pentru că cred că am ceva de ajutor. Deci te consideri partea acestui popor. Absolut. Nu te consideri uh, un om care are o ideologie și dorește să atragă de partea lui, nu. Uh, să schimbe sistemul, să... Nu știu. Nu, eu cred că Dumnezeu a venit cu această lumină pentru acest popor, nu e pentru mine. Este pentru acest popor. Așa că eu mă consider unul din leproșii de la partea Samariei. Aceștia au descoperit hrană, întâmplător, accidental și datorită disperării. Ei au spus, dacă stăm în cetate, murim, dacă ieșim la sirieni, ne omoară. Mai bine încercăm cu sirienii. Mi-ar plăcea în viitor să-ți iau un interviu și să mi povestești cum ai început tu toată această lucrare. Da, poate o să facem. Deci, ăștia sunt leproșii. Ei nu se consideră superior sau mai buni decât fraților. Ei știu că morți, deja. Leprosul era mort. În momentul când preotul declara boala, știa că s-a știa că terminat. Și nu numai atât, era obligat de lege să stea departe de locurile civilizate și chiar atunci când se apropie de alte persoane de nevoie, că trebuie să-și procure mâncare, să-și ia apă, să... trebuie să strige cu voce tare, necurat, necurat. Da. Iar eu chiar asta cred că, că sunt. Da? sunt un om din acest popor care recunosc că nu am aur, haină, doctorie am auzit chiar, chiar teologi renumiți din poporul ăsta care ne reproșau nouă spunând așa batjocoritor să-și aplice ei solia la odiceană în primul rând la ei personal și după aceea să o aplice biserici da, da eu asta am făcut, primul lucru când am înțeles solia asta, asta am făcut da, ai recunoscut că tu nu știi nimic și de fapt faptul exact. ce învățasei e egal cu zero și nu numai că nu știu că nu am aur haină doctorie, deși deci mi s-a spus la botez că le-am primit. Iar eu constatam în toată viața mea, privind în urmă, că n-am avut niciun aur, nicio haină, nicio doctorie. Că am avut hainele astea. Da. Haina aia pe care au avut-o Adam și Eva în Eden, nu am primit-o. Că să vedea atunci. Nu mai aveam nevoie de astea. Am recunoscut, deci o aplic la mine. Nu o aplic la alții. Eu doar spun, am găsit soluția în solia foarte prețioasă a neprihănirii lui Hristos. Crezi că este o condiție ca să primești această soluție recunoașterea? Adică mă gândesc la Ieremia că cerea poporului evreu să se pocoiască și să recunoască în ce stare în care sunt. Petru, la fel, cerea poporului să, când au întrebat și noi ce să facem. Ok, am înțeles, suntem de acord. Și ce să facem? Păi în primul rând, pocăiți-vă, recunoașteți că sunteți în starea asta recunoașteți că ați refuzat soluția și l-ați omorât pe exemplul lui Dumnezeu. Asta le cerea. Petru nu le-a cerut să se ducă să se împece cu vecinul că i-a furat câina. Nu-i cerea să se ducă la soacră să se împece cu ea că a jignit-o. Nu, la, nu genul ăsta de pocăință, cerea Petru. Petru cerea pocăința că noi l-am omorât pe trimisul lui Dumnezeu, soluția simplă a lui Dumnezeu pentru noi. Asta făcea Petru și, da. noi, și noi astăzi asta facem. Solia la odiceană nu obligă pe nimeni sau nu cheamă pe cineva la metanoia că a furat din magazin, că a aruncat o hârtie pe stradă, că și-a suflat nasul, că s-a certat cu vecinul, că a furat din zecime. Nu, asta e pocăința asta. Pocăința faptului că tu zici că ai când în re realitate nu ai aur, haină, doctorie. Asta înseamnă și expresia e, grecească folosită aici pentru pocăință, noi o traducem pocăință, este întoarce-te din drum. Asta înseamnă metanoia. Întoarce-te din drum. Ia-o înapoi. Pe unde te duci înainte? Țipând într-una, noi mergem sub acela steag. Da? Când avem și cântare. Da. Mergem înainte sub acela steag. Adică sub steagul ăsta vopsit cu altă culoare, cum spunea Sora White, a Solingerului al treilea. Voi nu aveți prieteni, aur în doctorie, prin urmare nu puteți faceți nimic pentru mine. Tot ce faceți voi este o bătaie de joc. Nu, asta este calea mea. Vă rog, întoarceți-vă înapoi. Și când o să vă dau eu aur, haine și doctorie, învesui martori în Iudea, în Samaria și până la marginile pământului. Fac cu mărturisire. Eu personal, când am început să studiez solia asta, nu înțelegeam de ce, de exemplu, și fratele Dorin și alte persoane care au mai vorbit, de ce se vorbește atât de mult despre biserică și practic se vorbea nu de bine biserica, ci se vorbea de rău și de faptele ei, și nu înțelegeam, da, ok, Biserica Adventă, dar uite și tu cât de mult bine face, uite, se respectă sâmbătă, suntem cei mai aproape de respectarea uh, celor 10 porunci. De ce? de ce atât de mult se vorbește despre biserică ca făcând ceva rău? Și niciodată nu m-am gândit că toate aceste parabole pe care le spune Isus și totul să-l corelez, astfel încât să îmi dau seama că se vorbește de fapt despre noi. Și Problema este la noi, noi, acest popor care face toate aceste lucruri și crede că le face bine. Asta însemna s-au întors la holda și negustoria lor. Lucrarea lor este holdă și negustorie, dar nu este nunta. Biserica a stat până la gât îngropată în holdă și negustorie asta este misiunea ei, n-auzi cuvântul ăsta misiune permanent pe la toate posturile de radio, de televiziune. Va, noi suntem chemați pentru misiune, să facem misiune, să aducem Evanghelia. Asta e holda și negustoria voastră. Și eu vă spun, întoarceți-vă de acolo, veniți la nuntă, că asta e soluția. Acum înțeleg de ce se vorbește atât de mult despre Biserica Adventă și uh, despre poporul lui Dumnezeu, că trebuie să se întoarcă. Pentru că despre ei este vorba în primul rând. Cu ei trebuie să se întâmple acest lucru. Pilda asta despre nunta Fiului de Împărat este exact pentru generația care există în viață în acel moment. Da. Suntem noi astăzi în viață, se potrivește perfect pentru noi. Și noi constatăm asta din fapte. Este o ură formidabilă împotriva acestei solii anunțimierului, cu argumente care mai de care mai hilare. Unii spun... Păi da, ați vrea voi așa, să bateți din palme și gata, să fiți sfinți. Exact, exact da? asta mi s-a zis și mie. <gânt> da? e, nu așa, nu asta e calea, nu, trebuie greu, trebuie prin efort. Domnul spune, în liniște și pace ar fi fost mântuirea voastră, dar n-ați vrut. Și acum chinuiți-vă, hai să vedem unde ajungeți. Voi las să vă duceți la holda și negustoria voastră, să vedem ce iese din ea. Și eu îi întreb, și ai reușit? Și mm -hmm. el zice, da, am reușit, uite, eu sunt acum sfânt, prin credința în Iisus Hristos. Asta e, tiholos, nenorocit, sărac, corp și gol. Și nu știi. Da? Asta se întâmplă cu aceste oameni. Și nu știi că tu nu ești așa cum crezi că ești. Pentru că ți s-a spus că trebuie să fii într-un fel și tu teoretic ai accepta lucrul ăsta. Dar uită-te în realitatea practică, în momentul când are loc nunta mielului și s-a produs poporul ăsta prin care Dumnezeu face demonstrație, imediat se încheie istoria. O întrebare. Totul este gata, poftiți la nuntă acest moment al nunții nu este când Isus va reveni pe pământ sau la ploaia târzie? Pentru că și noi credem, adică și am fost învățat să cred că acest totul este gata, poftis la nuntă, Dar se va realiza la ploaia târzie. Și cine va primi ploaia târzie? Cel care dorește să fie umplut de Duhul Sfânt. Unde e eroarea? Păi asta este că unde e ploaia târzie, întreb și eu, că de 170 de ani o tot o predicăm. Unde e? Păi o așteptăm. Păi de asta nu vine. Că ea înseamnă unirea omenescului cu divinul, nu putere să faci ceva. Poporul nostru prin ploaia târzii înseamnă, înțelege, putere să, să, ducem Evanghelia până la marginile pământului. Nu înțeleg că înseamnă unirea omenescului cu divinul odată pentru tot poporul. Ei predică puțin câte puțin de la botez până la pensie și asta înseamnă părtășie de natură divină. Ori asta nu s-a întâmplat și noi trebuie să ne întrebăm de ce. Așa cum Ieremia venea și le spunea din cauza voastră nu plouă, ei când vedeau că nu plouă, prima întrebare trebuia să fie ce am făcut. Corect, ce am făcut. Bun. E, vreau să aud pe îngerul bisericii la Odisea, întrebând, după 170 de ani de predicat doctrinele advente corect, unde suntem? Ce am făcut? Ei toți recunosc că biserica se destramă. Chiar un pastor prieten al tău și al familiei tale spunea, nu foarte cu mult timp în urmă, că după statisticile conferinței generale, deci ceva avizat și uh, corect, uh, în 50 de ani nu va mai fi adventism în Europa. Wow! Te rog să-l întrebi, că știi despre cine e vorba. Da. Wow. Și au dreptate. Au dreptate. Asta este trendul. Ei observă ce se întâmplă. Dar ei o pun așa. Spun, da, adventismul se-l duce, dar e normal, pentru că se face cernerea. Nu, nu așa. Nu asta spun ei rămân doar cei care vor să păstreze credința adevărată. Nu, 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 nu asta spun ei. Nu, ei spun că biserica și adventismul va dispare de tot în Europa. Așa cum merg lucrurile. Da. Și au dreptate, așa este. Și în alte părți, nu numai în Europa. Și în Statele Unite. Și știu unde crește? Crește în țările lumii a treia, în special în Africa, unde știi ce se întâmplă? vine misionarul adventist și anunță într-o zonă mare evangelizare. Și oamenii știu că acolo vin tricouri, pantaloni scurți, blugi folosiți, adidași folosiți, dar curați, frumoși, spălați, aduși de adra și ei vin și la evangelizare. Da, ei nu au nicio vină. Nu au nicio vină, dar sunt încurajați în asta. Și strigă, aleluia, îl primim pe Hristos, aleluia, ne botezăm. Se botează, Fratele misionar raportează la conferință 3000 de botezuri într-o zi. Da. Conferința se duce mai departe la Uniune, la Diviziune, la Conferința Generală. Oamenii aceștia sunt păstrați în registru și, peste două săptămâni, vine misionarul Penticostal, anunță și el o evangelizare, tot cu tricouri, Adidas și Blugi, și vin oamenii din nou și se botează și acolo. Și sunt trecuți și acolo. Și avem milioane de membri în țările acestei luni care. În momentul când apare o criză, am văzut, am văzut foarte bine ce fel de adventism este acolo. Am avut uh, exemplu din Ruanda, din țările din jur. Ce s-a întâmplat? S-au măcelărit unii pe alții, adventiști din triburi diferite. Hm. Da? Și altele și altele, ca să nu mai spun. Și lucrurile astea să știu, deci n ar să stăm pe Deci el. ce facem noi? Nu aduce rod. Asta e concluzia. Nu aduce acea roadă pe care o așteaptă împăratul. Da. Vreau să fac din biserica mea continuarea întrupării lui Hristos. Vreau să vă fac partaj de natură divină în Marea Zi Spășirii. Asta este scopul sanctuarului. Voi declarați că sunteți un popor al sanctuarului. Asta înseamnă sfânta sfintelor, ștergerea păcatelor pentru poporul lui Dumnezeu. Și e evident că sub plaia târzie se face această lucrare. Dar nu vor veni decât cei care au devenit mireasa lui Hristos, care acceptă că acest eveniment unic este nunta din Apocalips 19. Și apoi urmează evenimentele catastrofale de pe planeta Pământ, apariția lui Satana ca fiind Hristos, mai durează până apare Domnul Hristos pe nori. Uh -huh. Deci nu se întâmplă la venirea lui Hristos așa ceva. Nunta este evenimentul primordial care trebuie să aibă loc și care blochează revenirea lui Hristos. Și vreau să explic teologic, după credința acestui popor, de ce este blocată revenirea rog, lui Hristos. Da. Noi credem și susținem și predicăm ca popor că atâta timp cât mai este păcat în tabără, Hristos nu poate părăsi poziția de mijlocitor ca să treacă la împărat al împăraților și domnul al domnilor. Da. Deci el nu poate dezbrăca haina de mare preot ca să îmbraci pe cea de împărat. Da. E bun, în momentul acesta Hristos nu a îmbrăcat haina de împărat al împăraților care imediat avea loc a doua venire pentru că în tabără există, popor, există păcat. Da. Bun, întrebarea este de ce mai există păcat sau cum se întâmplă că există păcat și nu s-a biruit păcatul în acest popor ca Hristos să poată dezbrăca haina de mișlocitor. Uite cum este. Noi, cei mai în vârstă, am primit adevărul adventist, ne, ne luptăm să biruim orice păcat, scăpăm de păcat unul câte unul, prin credință Domnul ne eliberează de acest păcat și noi înaintăm. Dar vin copiii noștri din urmă și o iau și ei de la cap cu bătălia asta. Și niciodată Hristos nu va putea să dezbrace haina de mișlocitor, pentru că generație după generație o ia de la cap cu calea aceasta progresivă. Dar toate astea se întâmplă într-un cadru în care Dumnezeu a pornit start și se va ajunge la un stop gata. Aici păi. am hotărât, n-ați fost gata până aici, până unde am hotărât eu. Acum cine a fost gata până aici, ok, cine n-a fost gata până aici, rămâne așa. Da, și asta distruge principiul secerișului crezut și predicat de acest popor. Care e principiul secerișului? Secerătorul nu zice uh, la data de 5 iulie secer, se greu. <laughs> Cât de superb e. Nu face așa. El așteaptă și când vede că s-a copt, atunci zice, acum a venit timpul. Deci el așteaptă să se coacă. Absolut. Și asta nu putem să interpretăm ca fiind uh, așteptarea noastră de a ne sfinți? Nu. Că dacă era așa, se întâmpla de mult. Domnul recunoștea din anii Sorei White. De, din 1900 că s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu s-a întâmplat. da. Și uite, a, sunt și argumente profunde. În timpul ei, Domnul a încercat să aducă această înțelegere a Marii Zilei Spășirii prin Nunta Mielului și la Minneapolis chiar asta s-a întâmplat. Ei s-au opus cu încăpățânare. Și Sorai spune așa, opoziția voastră și încăpățânarea voastră de a vă ridica împotriva Lui Hristos a făcut ca în cărțile cerești să se înscrie următoarea stare a națiunii. Ne nedem de încredere când sunt în joc interese majore. Deci Dumnezeu are cu planeta Pământ interese majore, trebuie să facă demonstrația din Ezechiel și nu are cu cine. Că voi vă împiedicați sistematic de acest lucru și vă împotriviți cu îndârjire oricăror chemări. Am făcut tot ce se putea face. V-am dat toate soluțiile posibile. V-am vorbit prin ele noi, în care aveți încredere. Că bun, ați zis John și Wagner, ăștia cine sunt. Dar <laughs> da. v-am vorbit prin ele noi. Ce ați făcut? Unde sunteți? De ce n-ați acceptat ce spune ea? Ea a spus foarte clar, Hristos a venit să ne facă părtaș de natură divină și viața lui declară că omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Aceeași ele nu ai, v-a spus foarte clar și pe față. Fiul omului este de plin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. De ce nu acceptați această soluție a lui Dumnezeu? Și e foarte interesant faptul că eu am fost învățat că această lucrare se desfășoară cu fiecare persoană individual, dar se pare din ce înțeleg că Dumnezeu dorește această lucrare să o facă cu tot poporul, odată. Absolut. Nu cu mine și cu tine dacă vrei și tu, dacă ții și tu pasul cu mine sau cum ții pasul. Nu. Când s-a făcut odată cu cei care au acceptat, s-a terminat, nu mai este o etapă și cu ceilalți. Asta înseamnă că s-a închis ușa la nuntă. O să discutăm într-o altă uh, parabolă a Domnului Hristos despre asta. Dar asta este sensul. Vreau să fac cu voi ce vă împiedică să veniți. Și fiecare are motivele lui. Și Domnul zice, vi le respect. În momentul când are loc nunta, ușa s-a închis. Și m-a mai speriat un lucru că vreau să o fac cu voi. De ce nu veniți? Pentru că nu sunt gata, Doamne. Pentru că noi credem că avem senzația că noi nu suntem gata și trebuie să fim gata. Dar Dumnezeu spune foarte clar că, cum ai spus și tu, că din punctul lui de vedere nu mai e nimic de făcut, adică nici noi nu mai avem nimic de făcut, nici Dumnezeu. Parabola noastră continuă să ne explice lucrul ăsta exact în termeni ăștia. să, să citim mai departe. De la versetul 7. Ok. Când a auzit împăratul, s-a a, mâniat, a ah. trimis oștile sale, a nimicii pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Ok. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți nu au fost nici de ea. Observi? N-au fost vrednici nici de ea. Adică, ei considerau că au interese supreme în altă direcție. Și că nu este asta ce îi pasionează și interesează pe ei. Ei nu vor să participe la așa ceva. Asta spuneți. Duceți-vă dar, la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și o dea o spățului de nuntă s-au umplut de oaspeți. Ok. Să ne oprim un pic aici. Ok. Ne oprim. Deci spune. Au strâns pe toți pe care i-au găsit și buni și răi. Aha, deci ce pregătire așteptai tu să se facă? Uite, Domnul îi primește așa cum sunt. Nu le pune niciun standard, nu le pune niciun nivel. Eu vă aduc la nivel prin operațiunea din Ezechiel 36. Scot din voi inima de piatră, că așa e, ați venit la nuntă cu inima de piatră. N-ați venit cu una de carne și plină de Duhul Sfânt. Da, da, da. Pun în voi o inimă de carne și în această inimă de carne am să așez sistemul meu de operare divin. Și v-am făcut buni. Ei, popor nostru știe, nu se poate așa ceva. Asta este abracadabra și hocus pocus. Dumnezeu nu face așa ceva. El spune că așa face, Nezechiel. Da, 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 da. Și buni și răi. Nu am venit să chem la pocăință pe sfinți, pe desăvârșiți, spunea Hristos. Nu pentru ei am venit. Am venit pentru cei păcătoși. Ei îl acuzau nu poate să fie omul lui Dumnezeu că prea s-a înconjurat numai de vame și de desfrânate. Nu e asta omul lui Dumnezeu. Aplicat versetul nou la ultima generație care să zicem că am putea fi noi în viață, cum vezi tu chestiunea aceasta? Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Unde, care sunt răspânturile drumurilor? Cine sunt acei robi de la răspântii? care au venit sau care vor veni, buni și răi. Deci, numai puțin, invitații împăratului sunt poporul lui da. și slujitorii Domnului sunt anumite persoane da. da care se ducă cu invitația de nuntă. Da. Bun. Și Domnul a spus, dacă aceștia care au fost invitați, prietenii mei intimi, că la nuntă nu invit străinii, da? prietenii, da. n-au vrut să vină, mergeți și invitați pe necunoscuți. Tu ești cel care merge să invite și cu mine sau altcineva? Sau Solia este cine este cel care invită? Solia purtată evident de oameni. Dar solia în sine este invitația. Poștașii nu contează. Ok. Nu, nu sunt importanți ei. Așa cum le proșii de acolo nu au fost importanți. Importantă era soluția simplă care i-a scos din foame da. pe cei din popor. Așa și aici. Este invitația Domnului, conținutul este al Domnului, nu este al meu sau al tău. Da. Noi cu bucurie am acceptat, că asta este realitatea, și o comunicăm și altora. Și invităm pe oameni să vină la nuntă, evident. Dar ei sunt obiectul intenția și grija lui Dumnezeu. Da? Nu noi, nu eu și cu tine. Ei sunt acest popor binecuvântat. Și în momentul în care ei spun, noi nu vrem să venim, nu credem că asta e soluția, nu așa rezolvă Dumnezeu problemele, nu credem în Marea Zei Ispășirii Finale, Ispășirea e la cruce... Nu credem așa ceva, că dintr-o dată tu stai și dintr-o dată vine peste tine Sfințenia. Noi nu credem așa ceva. Da. Ei bun, oamenii din vechime, din, de acum 2000 de ani, au crezut că Hristos poate să-i vindece instantaneu. Întrebarea mea este, oamenii aceia aveau un precedent ca să creadă așa ceva, adică să mai întâmplase? Nu. Ei cum au crezut ea? Atunci, crezi că am avea și noi nevoie din nou de un Hristos care să vină la poporul advent și să se vadă că au nevoie de el să fie vindecat și să zică da Doamne sau Isus este această solie chiar este solia neprihănirii lui Hristos oferită acestui popor. De asta spune sora White că la Minneapolis voi l-ați răstignit pe Hristos în persoana solilor săi. Da. Hristos a venit acolo în mijlocul lor, voia să le facă demonstrația că iată de unde provine neprihănirea mea. Deci Hristos care venise pentru poporul evreu să-i vindece, vine acum din nou la noi, cu această solie, mm -hmm. care este vindecare și vrea să ne vindece. Și n-am avut niciun precedent până acum, că nu s-a întâmplat niciodată asta cu noi să fim vindecați. Exact. Trebuie doar să credem. Exact. Și asta, asta produce uh, dificultăți. Că noi suntem obișnuiți, așa pe pământ, uh, acceptăm ceva dacă știm că se poate. Și că s-a mai făcut. Da, și a mai văzut. Da? imaginează ți acum dacă mi-ar spune mie cineva: uh, Tu ai nevoie de un mixer. Și rostește cuvântul, și o să-ți vină de la Paris. Pe, Nu prea cred că nu s-a mai întâmplat. Bine, o să-mi vină cu curierul, dar durează două săptămâni, dar nu vine în clipa asta. Da. Sau... Pentru, pentru bolnavea, asta era standardul. N-ați mai văzut niciodată o asemenea vindecare. Crezi că eu pot să te vindec, așa? Și ei și-au dat, Doamne, cred că poți. Da. Excepțional. Sau un alt exemplu, l-aș da. Uh... Tu trebuie să crezi că vei gândi cu 100% din creierul tău, cu capacitatea creierului tău. Păi n-am mai văzut niciodată la nimeni să gândească mm. în felul ăsta. Cum eu o să pot eu să fac așa ceva? Da. Cam se da. Exact. Așa că nu este de mirare ce observăm astăzi cu invitația asta: aduceți pe toți de la drumuri și de la garduri. Ce înseamnă asta? Oamenii de la periferia acestui popor care nu mai au nicio speranță, care și-au pierdut încrederea și în ei, așa cum spuneai tu mai înainte, și în conducători, și în sistem, și în uh, societate. Dar stau acolo, că unde să ne ducem? Știi cum zicea Petru? Unde să ne ducem? Ce să facem? Tot aici, da? Dar nu, nu e nicio soluție. Am văzut clar că e vorbă goală și lăudăroșenie. Nu este nimic real în spatele pretenției noastre, că noi suntem poporul care păzește legea lui Dumnezeu. Toți știu că nu o păzesc. Dar uh, reclama se menține, știi? Da. Și mulți încep să vadă lucrurile astea. E adevărat, tinerii și, uh, în special, oamenii de afaceri prosperi din biserică, care cred că vor face ei mare brânză dacă peste o săptămână o să câștige două milioane și o să ajute biserica cu unul din ele. Uh, asta este un segment uh, uh, naiv și dezinformat din biserica asta, dar foarte uh, prosper și încurajat de pastori. Dar oamenii care sunt de ani de zile aici și au văzut realitățile, realitățile știu foarte bine că sunt numai lozinci. Nu este nimic real în spatele acestor declarații. Da. Istoria a demonstrat o. E bun, aceștia de la periferie, de la drumuri, și de la garduri vor primi cu mare bucurie invitația, pentru că constată și ei, spre surprinderea lor, că nu se pune nicio povară peste sufletul lor. <hânt> exact. A? Asta e, asta e eliberator și uh -huh vindecător. Cei cu invitația nu spun, mai știți, vă invită împăratul la nuntă, dar ce în halul ăsta v-ați îmbrăcat? Ia, marș înapoi acasă, hai spălați-vă pe dinți, pieptănați-vă, tundeți-vă frumos, nu se poate în halul ăsta să veniți la nunta împăratului. Da. Nu le-a spus așa, le-a spus veniți așa cum sunteți, pentru că haina se oferă la nuntă. Haina nu se oferă înainte să vii tu cu ea de acasă. Haina neprihănirii lui Hristos se oferă la nunta mielului. Iar poporul nostru știe nu, eu am primit-o și o mai murderez din când în când. O mai pătez, mai... Dar să fără să vreau. Fără să vreau. Da, fără să vreau. Și asta le dă liniște sfletească. Da. Eu nu vreau, dar o, da, o am. E, nu, pilda noastră spune că e grav lucrul ăsta. Hai să citim versetele următoare, da? Um... De la 11. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă uh -huh. Incredibil și detaliu ăsta uh -huh. Prietene, i-a zis el Cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a muțit Atunci împăratul a zis slujitorilor săi legați mâinile și picioarele și luați și aruncați-l în tunericul de afară Acolo vor fi plânsuri și scrâșnirea dinților Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși ce vrea să spună chestiunea asta cu de ce nu ai haina de nuntă? Cum ai intrat aici cu haina ta? Da? Pentru că sunt unii care cred că pot veni la nunta mielului cu hainele lor și că nu e nevoie de altă haină la nunta asta. Că performanța lor, biruința lor, seriozitatea lor în credință, sacrificiul, banii pe care i-au dat, sunt oameni care au dat averi pentru, pentru biserica asta. Și ei cred că acest lucru le asigură un loc la nunta mierului. Poate fi și credința lor că sunt sfinți? Da, absolut. O haină? Toate performanțele de, pe care le enumeră martorul credincios. Tu crezi că ești bogat, te îmbogățit și nu duci lipsă de nimic. Adică am credință, am aur, am haină, am tot ce trebuie. Da. Ei, oamenii cred că asta este haina de nuntă și că n-au nevoie de altceva. Și vin cu ea aici. Adică sunt acoperiți de Isus Hristos și gata. Da, da, prin credință. Da, îndreptățirea prin credință. Asta da. este acoperit. Acoper... Și ei cred că asta e haina. Da. Aici e tragedia cumplită a acestui popor. Că ei nu înțeleg că haina este aia din Eden pierdută. Și că ei acum, practic, sunt îmbrăcați cu fruze de smochin. E adevărat că Hristos ține o protecție deasupra întregului pământ, nu doar asupra noastră ca popor. Da. da? Și că așteaptă să se clarifice apele și să se ia deciziile pentru nuntamierului. Deci, încă o dată, pilda aceasta nu este pentru... Poporul din afară ce este pentru no, poporul lui Dumnezeu și se aplică în totalitate lui. Absolut, exclusiv lui. Pentru că pentru ceilalți Dumnezeu va face o lucrare formidabilă. Vine cu mireasa, da. o pune înaintea omenirii și zice vreau să fac și din voi așa ceva. Și milioane de oameni sinceri și cinstiți din lumea asta vor primi cu bucurie haina de nuntră în, într-o fracțiune de secundă. Nu ne-a luat ani de zile să tragem de acest popor să, să vină la nuntă și nunta va avea loc cu siguranță. Deci Apocalips 19 nu este o joacă și o glumă. Da. Universul întreg explodează în cântece de bucurie. A venit nunta mielului soția lui s-a pregătit. Și care este concluzia lor? Dumnezeul nostru a început să împărățească. Da, uite, și o expresie soția lui s-a pregătit. Da, absolut. Da. Ce înseamnă soția lui s-a pregătit? M-am pregătit eu da, dar nu aveai haină de nuntă. Te-ai pregătit pentru nuntă. Adică te-ai te hotărât să te rupi de lumea asta complet, total și din toate direcțiile și să accept soluția lui Dumnezeu pentru nuntă. Asta înseamnă, cere o pregătire mentală pentru un popor care ai s-a spus, tu le ai de la botez. Tu deja le-ai da? Păi, corect. Tu corect. le ai. Și atunci trebuie să te rupi de realitățile astea, și asta nu se face instantaneu. Și Dumnezeu știe lucrul ăsta. Și de aceea Duhul Sfânt este Mângâietorul care ne convinge de păcat, neprihănire și judecată ne convinge că lucrurile acestea legate de nunta mielului sunt conforme cu realitatea expusă de Hristos, că soluția lui Dumnezeu este oglindită în scopul său etern, să locuiască în fiecare ființă, de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Asta este calea lui Dumnezeu în sanctuar. Pe această cale vrea să vindece omenirea și are nevoie de un popor pe care să-l expună în fața omenirii, așa cum a avut nevoie de un om pe care să-l expună în fața poporului său, acum 2000 de ani. Asta este calea și metoda. Da. Și de asta spun eu că poporul acesta are un destin fenomenal. Este chemat la ceva mai mare decât tot ce s-a întâmplat în toate secolelor cumulat împreună. Da. Noi punem punct mari controverse. Aici nu sunt chestiuni de copilării și de să-mi salvești și eu pielea. Nu se vine la nunta mielului ca să scap, să nu mai mor. Da. La nuntă se vine pentru onoarea împăratului, că Hristos trebuie să părăsească poziția de mișlocitor să treacă la cea de împărat al împăraților și de domnul al domnilor. Iar biserica sa îl împiedică. În timp ce îl favorizăm pe Azazel și îl scărpinăm în coarne, în tabără aici, și nu vrem să-l dăm afară din tabără, Hristos nu poate să treacă la funcția lui de împărat al împăraților și de domnul al domnilor. Și asta din cauza bisericii la Odiceea. Foarte mulți imaginează că Dumnezeu face favoritisme. Adică alege pe câțiva și restul nu. Conform unor standarde. Da, exact. Nu. Mulți sunt chemați. Dacă răspundeau, toți erau primiți. Asta vreau să spun aici. Nu că Dumnezeu zice, bă, eu v-am chemat pe toți, dar aleg pe ăla, pe Nu, nu, nu îmi place de, de, voi toți. Nu e adevărat. Noi suntem copiii lui. El e tatăl nostru. Pe toți ne vrea vindecați. Puțin vor răspunde și vor dori cu adevărat vindecarea aceasta prin credință instantaneu. Dar nu prea e cum să vezi chestia asta, când vezi ce a făcut Dumnezeu poporului evreu pentru că nu respecta o lege. Ei da, dar nu i-a făcut Dumnezeu, le-a da. făcut prostia lor. Da. Nu Dumnezeu le-a făcut. Da. Asta este chestia. Și asta ne-a dus pe noi și în, în tragedia asta. Că noi considerăm că Dumnezeu este un uh, dictator cu mână de fier și pe cine calcă strâmb, l-a retezat. Nu ne-am dat seama că prostia noastră ne-a retezat. Și că dacă Dumnezeu nu le dădea acele sfaturi, Retezau tot poporul nebunia lor, nu doar pe 2-3 indivizi. Da. După mine, concluzia acestei declarații formidabile a lui Hristos din pilda aceasta este următoarea. Familia omenească s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și s-a unit cu rebeliunea din cer în Grădina Aiden. În geneza 3 s-a produs un divorț care nu este vindecat decât în Apocalips 19 iar această vindecare poate fi adusă prin implicarea directă a poporului lui Dumnezeu dintr-o generație care ajunge la această maturitate. Să înțeleagă că nu mai este în joc acum, în acest timp, mântuirea mea personală. Când vom avea oameni cu acest duh al lui Moise și al, lui, și al mielușelului, asta e cântarea lui Moise și al mielușelului, sentimentul și dorința profundă să vedem pe Hristos înscăunat ca împărat al împăraților, indiferent unde ajung eu și ce se întâmplă cu mine. Hmm. Când vom avea acest, această înțelegere a faptelor, atunci se poate spune că avem o, o mireasă matură care se poate prezenta la nuntă cu fruntea sus. Până atunci, suntem o fetiță mică cu ochii după bomboane și după felia de tort, uitându-se doritor la rochea faimoasă a miresei, la mirele chipeși, dar ia cu ochii după bomboane și după ce rezultă pentru mine. Da, 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 Eu spun că este timpul să depășim acest prag absolut infantil al egoismului nostru de a ne vedea în împărăție, să primim soluția foarte simplă a acestei nunți, pentru că Hristos aici n-a spus povești. Aici sunt lucruri de importanță excepțională pentru guvernarea divină și pentru familia omenească. E foarte interesant că Mireasa dorește ca mirele ei să fie bine. Uh -huh. Și mirele ei dorește binele ei. Uh -huh. Ideea este că noi, în momentul de față, ne dorim noi binele nostru. Uh -huh. Nu avem cum să fim Mireasa. Exact.